face parte și Melania Medeleanu. Cu amănunte vine colega noastră, Damiana. Bună ziua tuturor! Mă aflu într-unul din mall-urile din București, unde, începând cu data de 2 martie, oricine poate veni să dea o mână de ajutor pentru cei care au cu adevărat nevoie în acest moment. Mai multe detalii pe acest subiect are Melania Medeleanu. Bună ziua, Melania! Ziua bună! Spune-mi, te rog, cu ce poate să vină lumea? Aș propune să ne gândim la două lucruri. Să nu mai fie frig, să nu mai fie foame. În ceea ce privește foamea, cum putem să potolim această foame, în special cu produse neperisabile, și e important să spunem asta. Gândiți-vă că oamenii acestea poate stau în corturi, nu pot să-și gătească neapărat lucruri. Deci ce se poate consuma rapid? În ceea ce privește frigul, geci groase, pături, saci de dormit, toate lucrurile astea ar fi de mare ajutor. Mai sunt și alte categorii, am putea să vorbim despre produse pentru copii, fie că vorbim despre scutece sau despre lapte praf sau șervețele umede, și produse de igienă corporală, periuțe de dinți, pastă de dinți. Nu să pun nu gel de duș, că am primit deja destul de multe lucruri de genul acesta. A, și încă ceva, lenjerie intimă, da, e nevoie. E nevoie. Mai e o categorie pe care o văd aici, e vorba despre veselă de unică folosință, da? Farfurii, furculițe de unică folosință. Gândiți-vă că nu o să aibă unde să spele, să spele vasele și așa mai departe. Avem o grămadă de alte categorii aici, chiar și în ceea ce privește animalele. Da, știți cât de mulți dintre ei au preferat să lase un bagaj cu haine acasă și să-și ia pisica sau să-și ia cățelul. E absolut impresionant și dacă ei au făcut efortul ăsta, merită să facem și noi acest efort pentru ei. Și dacă vă întrebați pentru cine strângem toate lucrurile acestea, noi în primele zile ale declanșării războiului ne-am uitat la mobilizarea fantastică a societății civile și pentru că am văzut că nevoia pe partea românească era mai mult sau mai puțin acoperită, ne-am îndreptat privirea spre ceea ce se întâmplă de partea cealaltă a graniței. În prima zi am trimis cu ajutorul partenerilor noștri aproape 30 de tone de materiale sanitare, de echipamente medicale, de medicamente, iar acum, sincer, mă gândeam că e suficient, că putem să ne oprim, dar n-am putut. În momentul în care am primit un telefon de la satul mare și mi-a spus cineva de acolo: doamna Melania, a trecut acum cu mașina o familie și în mașină era un copil spre care m-am îndreptat să-i dau un sandwich. Nici n-am apucat, l-am șfăcat din mâna mea și am mușcat din el, doamna Melania, fără să-l desfacă de hârtie. Atât de foame era bietului copil. Așa că am zis, poți să stai departe de lucrurile astea? Nu poți să stai departe. Și ne-am propus să strângem două camioane pline cu alimente, cu toate lucrurile acestea. Un camion va trece de partea cealaltă a graniței, iar unul va rămâne de partea românească. Pe partea cealaltă se întâmplă un fenomen firesc până la urmă. Oamenii fug, e clar că fug din calea războiului, însă ei nu vor să plece din țara lor, ei vor să rămână acolo. S-au apropiat însă de graniță, pentru că speră să rămână în Ucraina, dar în cazul în care situația se înrăutățește, să fie totuși aproape de salvare. Și pentru ei, pentru acești oameni care sunt refugiați în propria țară până la urmă, pentru ei vrem să trimitem lucrurile astea. Cuvântul cheie, după părerea mea, este urgență. Sigur că noi stăm aici până sâmbătă dacă e nevoie, dar ideal ar fi să nu fie nevoie să stăm până sâmbătă. Ideal ar fi să se strângă cele două camioane de produse astăzi, pentru ca mâine să plece la drum. Unde pot găsi oamenii mai multe informații? Pe site-ul nostru www.zidebine.ro sau pe pagina noastră de Facebook. Și dacă vă întrebați cine vine să doneze lucrurile acestea, azi am avut o surpriză fantastică. Erau doi ucraineni care ne-au întrebat cu ce pot să ajute. Le-am arătat, s-au dus, s-au cumpărat produsele și le-au adus aici. Și alți doi, un cuplu care tocmai sosiseră de 4 zile în țară și au spus: prietenii noștri, noi avem, dar prietenii noștri au plecat cu ce aveau pe ei. Aveți niște geci mai groase? Așa că ne-am propus să strângem mai multe lucruri pentru ei. Vă rog să nu fie foarte uzate, nu avem voie să ne batem joc de oamenii aceștia. Pentru prietenii lor, să care pot fi prietenii noștri, cât mai repede și un număr cât mai mare. Îți mulțumim foarte mult, Melania. Mulțumesc pentru informații. Cam atât de aici, mă întorc la voi.